Pentru conținut extra, abonați-vă la cele două canale din descriere. Nu uitați să dați like! Puterea destinului, episodul 23. Sila îl întreabă pe Cihan de ce îl urăște atât pe Boran, ce anume i-a făcut, și tot ea îi dă răspunsul că probabil totul este din cauza lui Iezda. Cihan o strânge de gât și ea îl amenință cu un pistol, dar el reușește să îl ia și îi spune că a ratat ocazia. Scoate gloanțele, îi dă pistolul gol și apoi pleacă. Cihan vorbește cu omul care l-a împușcat pe Emre și îl ceartă că nu a plecat acasă. Boran vrea să vorbească la telefon să vadă ce a făcut Sila, dar nu îi se dă voie. Sila îl întreabă pe avocat dacă în 3 de var a fost găsit la Boran pistolul cu care s-a tras, el îi confirmă fiind mirat că de unde a aflat și apoi se gândesc că ar putea fi o înscenare. Sila ajunge acasă, vorbește cu mama ei, îi spune că arma a fost găsită în camera lui Boran și dacă el nu l-a împușcat, ce caută arma acolo, ele nu vor ca și restul din casă să știe. Sila nu mai știe ce să creadă și se întreabă de ce a spus că nu el l-a împușcat dacă pistolul era la el. Mama ei îi spune că Boran nu ar fi făcut așa ceva. Avocatul și Boran discută și atunci află Boran că arma a fost găsită la el, este dus la proces, la ieșirea din secția de poliție este asaltat de presă. Abai și Sila sunt și ei la tribunal, ei este frică ca nu cumva să fie vinovat și să rămână în închisoare. Mama lui Emre îi cere lui Kenan să renunțe la proces, dar el nu vrea. Cihan vrea să-l ducă pe tatăl lui la doctor că nu arată bine, dar el refuză. Sila îl întreabă pe Kenan cum este Emre și el îi spune că dacă chiar îi pasă, trebuia să fie la spital. Este adus Boran. La firma Azad este cuprins de avânt și fără să asculte de omul din firmă, cere să îi se facă cunoștință cu un reprezentant al unei firme de mașini care consideră el că ar fi necesare. Acesta reușește să-l păcălească și astfel Azad plătește o sumă foarte mare de bani fără să știe prea multe detalii despre respectiva firmă. Omul care a tras vede în ziar că Boran este reținut, îl mustră conștiință și merge la poliție spunând că vrea să facă un denunț. Între timp la proces se ia hotărârea ca Boran să mai fie reținut, Sila îi promite că va face totul pentru a scăpa. Cel care a tras face declarații și spune că el nu l-a cunoscut pe cel în care a tras, dar că Sila este nora familiei care conduce clanul și povestește că a venit să facă el dreptate, dar nu-l demască pe Cihan. El mai spune că a lăsat arma apoi la Boran. Boran este eliberat, merge la firmă, Cihan este surprins când îl vede. Boran spune că cel care a tras a mărturisit, dar vrea să afle cine l-a pus. Sila merge la spital, vrea să meargă la părinții lui Emre care stăteau acolo distruși, dar se răzgândește și merge acasă unde le dă lor să-i vestea că Boran a fost eliberat. Boran o sună apoi pe Sila, își spun că se iubesc și că le este dor unuia de altul. A doua zi Cihan vine la firmă, Gizem îl așteaptă, el îi cere să-i aducă un dosar important ce privea activitatea firmei, dar ea refuză spunându-i că de acum Boran nu-i mai dă voie să se amestece în problemele firmei. Azad pleacă singur de acasă grăbindu-se să vadă rezultatul afacerii lui, dar are o surpriză neplăcută, își dă seama că a fost păcălit și că a pierdut o sumă mare de bani și spune că este terminat. În acest timp Boran caută o casă și atunci îl sună Cihan nervos legat de hotărârea de a nu-l mai lăsa să se amestece în treburile firmei. Cihan este supărat de ce a făcut Boran și asta îl înfurie și mai mult. Află și Sila că au pierdut mulți bani, îl întreabă pe directorul ei cum a făcut așa ceva, dar acesta îi spune că el nu are nicio vină și află că Azad a fost cel care a luat hotărârea. Sila îi spune lui Azad că asta este lumea afacerilor și că toți greșesc, el îi spune că nu vrea să mai lucreze și că a închis acest capitol. Sila vrea atunci să-l cheme pe Kenan să se consulte cu el, dar află că a renunțat și nu mai este acolo. Celil este chemat la școală pentru că Emir s-a bătut cu băieții din cauza fetei cu care el s-a împrietenit. Cihan o sună pe Esma și îi spune că vrea să o vadă seara. Se întâlnesc și merg împreună la hotel.
Cihan îi spune că el îi este mereu alături, este apoi sunat de fratele lui, Dilara, care îi spune că sunt ceva probleme la Martin din cauza aceleiași firme despre care nu știu prea multe. Boran o duce pe Sila la casa pe care a luat-o și ea este încântată de priveliște și apoi o vizitează. Azad merge acasă, se închide în cameră și își ia vechea îmbrăcăminte care consideră el că îi se potrivește mai bine. El nu vorbește nimic și mama lui și Narin vor să-l facă să vorbească, dar nu reușesc să afle motivul comportării lui. Când Sila ajunge acasă, le spune că toți vor merge în casa luată de Boran, apoi ea merge să vorbească cu Azad, atunci Bedar îi spune lui Celil că de fapt a sosit timpul ca ei să plece la casa lor. Sila vrea să-i ridice moralul lui Azad, îi spune că a vorbit la firmă și să se ierte și el, dar Azad nu poate accepta că a pierdut așa de mulți bani. Sila merge la spital, vrea să vorbească cu Kenan, el îi zice că nu a mai rămas nimic de vorbit. Ea îi spune că nu este vinovat Boran și că a luat o decizie greșită la supărare în ce privește firma, dar el îi răspunde că de acum firma este doar răspunderea ei. Vine doctorul și le spune că Emre va fi infirm. Părinții lui Emre sunt distruși, Sila merge la Emre, îl încurajează, îl ține de mână și îi spune că nu îl va lăsa niciodată. Boran primește la firmă un pachet mare și îi spune lui Abai că vrea să-i facă o surpriză lui Sila, apoi pleacă și el la spital în timp ce și Sila este acolo. Boran intră în salon și îi aduce un buchet mare de flori. Emre îl întreabă că ce caută și să plece, Sila îi spune că nu Boran a tras în el și că va fi găsit cu siguranță vinovatul. Emre îi spune lui Sila să-i spună lui Boran să plece. Boran o cheamă și pe Sila să vină cu el, dar ea îl privește neștiind ce să facă și apoi îi spune lui Boran că mai rămâne puțin să nu o aștepte. Vă mulțumim pentru vizionare! Abonați-vă la cele două canale din descriere pentru a afla ultimele noutăți despre serialele tale preferate.